Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? În această zi, cum v-am obișnuit, însorită rău de tot de toamnă, zici că vine primăvara. Nici o ploaie, nimic. E cam ciudățel, nu? Adică, cel puțin în București, sunt niște temperaturi de... să-ți vine să te duci la mare. Nu chiar, dar cred că ar fi ok la mare acum. Hai să revenim la... discuția noastră. Ce discutăm azi? Azi discutăm despre favoritele mele din ultima perioadă. Și am zis așa, să combinăm parfumuri, dar și altceva. Pentru că e amuzant. Mie cel puțin mi se pare amuzant și sper că și vouă. Înainte să începem, vreau să vă arăt faptul că cele două pachete au ajuns la destinație. Când mă refer la două pachete, mă refer la cele două giveaway-uri pe care le-am făcut eu în ultima perioadă. Primul a fost cu cei de la Dubai Collection. De fapt, cei de la Dubai Collection s-au ocupat de trimiterea pachetului și a fost totul foarte profi făcut. Și câștigătoarea a primit pachetul, e fericită, îi place, am vorbit cu ea, totul a fost super ok. Mi-a trimis și o poză, o să o inserez pe undeva pe aici. Și ultimul pachet a fost giveaway-ul meu, din partea mea. Acela, știți, cu parfumul, Libre Le Parfum, cele două parfumuri, de fapt. Cu geanta care v-a plăcut foarte mult și acum nu mai e pe stoc. Bine, nu mai era pe stoc din momentul în care am pus eu clipul. Era, dar pe altă culoare, parcă pe roșu. Știu că una din voi a luat pe roșu și-i place. Dar vișiniul ăla arată foarte bine. Uite, să vă arăt o poză cu câștigătoarea care a purtat, cred că a doua zi, sau în ziua în care a primit pachetul, a purtat geanta. Și îi place foarte mult și parfumul. Îi plăcea dinainte, știu că s-a dus și l-a mirosit în parfumerie și știa cum miroase, mă refer la Libre Le Parfum. Și cred că i-a plăcut și Fire Your Desire, adică nu-mi imaginez că nu i-ar fi plăcut, dar parcă așa mi-a zis, parcă. Și mă bucur că toate s-au dus unde trebuie și au ajuns la voi, pentru că eu am mare emoții când fac astfel de giveaway. Pentru că mă gândesc la tot felul de posibilități. Dar dacă se întâmplă ceva? Dar dacă nu dau de persoana respectivă? Dar dacă nu ajunge curierul? Dar dacă, nu știu, se întâmplă o catastrofă? Nu știu, eu am tot felul de gânduri din astea în cap. Și de pe poziția mea preferată, de pe canapea, că aici trebuie să filmez, îmi pare rău, am zis să vă prezint astăzi parfumurile mele favorite, spre care eu am întins mâna în ultima perioadă de toamnă, două luni, să zicem septembrie și octombrie, că a trecut octombrie deja, când postez clipul ăsta o să fie noiembrie, noi suntem chiar în ultima zi de octombrie acum când îl filmez. Când a trecut octombrie? Nu știu. Îmi cer scuze dacă mai rămân fără aer. Problema e că vorbesc repede și înainte puteam, dar acum... rămân foarte repede fără aer. Cine știe, cunoaște. Sunt în trimestru 3 deja. Burta e până aici, pe undeva pe aici, pe jos. Și mi s-au dus plămânii în gât și respirația mea nu e cea mai bună acum, înțelegeți? E o chestie care se întâmplă. Dar e perfect normal și de asta mai... o să mă mai auziți gâfâind. Asta este... n-am ce face. Bun, trecem la primul parfum. Și anume Fev Delicious. Țin să vă menționez că tot ce am aici pe tăviță nu e neapărat doar de toamnă. Pentru că m-am mai dus și spre parfumurile mele catalogate sau ce foloseam eu înainte iarna, n-am mai ținut cont. Ce am avut chef, spre aia am întins mâna. Dacă am chef și pentru citrice acum, mă întind mâna, nicio problemă. Dar nu prea mă mai duc eu spre citrice acum. Când am descoperit că pot să mă dau cu aceste minunății și da, le suport. Că m-ați întrebat câteva dintre voi dacă mi s-au schimbat gusturile odată ce am rămas însărcinat. Și da, mi s-au schimbat, dar se aplică doar la primul trimestru. Primul trimestru a fost ciudățel, în sensul că nu suportam decât parfumurile citrice, pentru că alea mă făceau să nu fie greață. Îmi trecea greața cumva de la ele. Mă rog, îmi trecea. Nu trecea, dar era mai bine. Și cele foarte dulci ieșeau din discuție. Oricum, era vară pe atunci, călduri mari, deci nu. Și ce am mai văzut că s-a schimbat la mine, ca să știți,
este faptul că nu mai suport anumite parfumuri arabești. Nu mai suport parfumurile în general, am văzut cam toate de la Latafa. Toate miros acum foarte puternic, nu că înainte nu simțeam, dar acum nasul meu parcă exagerează cumva mirosul ăla de benzină. Zici că m-am dat cu motorină pe piele, nu știu, nu mai simt altceva decât asta. Și mi se blochează nasul acolo și nu pot. Nu pot, mă sufoc, nu. Trebuie să le spăl de pe mine, deci am încercat și am zis nu. Ori le dau dacă nu se schimbă treaba asta, ori văd eu ce fac cu ele, poate le mai păstrez că cinci. N-am foarte multe de la Latafa, dar ce am de la Latafa nu prea pot să mai folosesc. Poate când a venit frigul și mai mult, nu știu. Oricum, toată lumea m-a întrebat și trebuie să adresez chestia asta, dacă voi filma și după ce nasc. Dumnezeu cu mila, e răspunsul meu. Vă dați seama că n-am de unde să știu chestia asta. N-am de unde să știu ce va fi. N-am de unde să știu dacă voi mai avea viață după ce nasc. Pentru că sunt doi. Asta înseamnă dublu timpului acordat și oricum unul îți ia tot timpul, dar doi, nu știu ce o să fac. Sincer, m-a apucat un pic disperarea numai la gând, dar sper să fie bine, de frumos o să fie frumos, nu. Dar am niște emoții, trebuie să recunosc, cum o să mă descurc, dar nu sunt nici prima, nici ultima care face gemeni și așa că e ok. De filmat, în schimb, nu vă garantez absolut nimic. Cam din decembrie nu vă garantez absolut nimic, pentru că nu știm când va fi, probabil în decembrie, probabil va fi plănuită toată faza, dar încă nu știu să vă spun. Deci nu știu cât voi mai putea filma, pentru că când o să ajung să explodez, ca să zic așa, nu cred că voi mai avea eu chef de filmat. Și la mine cheful contează foarte mult, că dacă n-am chef, nu filmez, n-are sens. Și așa că poate noiembrie va mai fi o lună de clipuri, nu garantez cât de dese vor fi, eu aș vrea să pun două pe săptămână, dar nu știu. Și aș vrea să pun cât mai multe din ce am eu plănuite, dar nu știu. Așa că nu vă pot garanta nimic că voi începe conținut pe bebeluș, nu. Mă îndoiesc serios pentru că nu văd sensul, nu e genul meu, adică ar putea să fie genul meu, numai că nu cred că vreți. Ați trecut de la parfumuri și acum trecem la copii și chestii de copii, plus că lumea e foarte rea, foarte rea, am observat, mai ales mamele care consideră că ele știu totul. Știm noi, cred că știți și voi câteva, care te critică la orice chestie o faci. Ah, nu i-ai pus bine căciulița pe cap. Cum îndrăznești? L-ai distrus pe viață. Înțelegeți? Deci nu, n-am chef de așa ceva. Și știu sigur că vor fi. Și în al doilea rând, foarte important, nu vreau să-mi arăt copiii la cameră. Pe YouTube. Niciun caz. Că mai pun eu postare așa pe Facebook, unde am contul privat, e altceva. Dar pe YouTube... Nu fac de-astea pentru că eu nu trăiesc din YouTube și nu vreau să ajung acolo, nu vreau să-mi... Nu că marketez copiii, că sunt anumite conturi foarte ok cu conținut și pentru copii și așa, și cu copii, dar nu vreau să ajung la chestia asta. Hai că am terminat aspectul. Ne întoarcem la Fave Delicious. Aceasta este cea mai sexy tonka caramel. Sexy, dar și elegantă în același timp. Nu știu cum au reușit cei de la Dior. Dar... Așa fac de câte ori îl miros. Nu contează că m-am dat de 100 de ori cu el. De câte ori îl miros și pe mine sunt genul ăla. Vai, dar miros extraordinar. Adică încep să-mi fac complimente singură. E ceva de speriat acest pep delicios, care are și capac magnetic. Da, e varianta de 40, pentru că... Vai de capul meu! Cât s-au scumpit? Bine, s-a scumpit de la 400, cât am dat eu, 450, ceva de genul ăsta. Acum e 500 și ceva, acesta de 40 de mililitri. Dior, mam, înțeleg, știu, e gama aia de mega lux și așa. Și așa că sunt mulțumită că l-am luat pe acesta de
40. O să mă țină ceva, cu toate că am consumat ceva din el. Bine, l-am de anul trecut. Ăsta și Tobacolor sunt moartea mea. Și Fave Delicious. N-are cum să nu-ți placă, adică nu știu. Poate o să-l consider, poate prea... E dens și un pic... E ușor... Poate să fie considerat prea mult, dar în anumite cantități pe piele e ce trebuie. Și îl poți purta și la ocazii mai elegante, pentru că este sexy, atrage atenția, e delicios. E gurmand, dar și nu gurmand în același timp, nu știu cum să vă explic. Și e și elegant în același timp, adică îți dă o stare. Automat vrei să te îmbraci altfel, vrei să fii altfel, vrei să... Deci e genul acela de parfum, da? Fave Delicious. Ce mai avem aici? Un altul, tot în categoria asta, este iubitul meu, Musc Ravageur, de la Frederic Mal, da? Dacă ar și focus, ar fi ceva, dar nu vrea. Hai, te rog, eu mult, așa. Văd că vrea acum. Frederic Mal, dar făcut de Maurice Rossel. Oh, Maurice, ce mi-ai făcut, Maurice? Deci, Musc, nu Muscul ăla curat de lingerie, de pat, de săpun, de ce vreți voi, de detergent, balsam de rufe, că știți că se pune Musc în toate astea și acolo ne duce cu gândul. Nu e chiar Muscul ăla, adică nu e deloc Muscul ăla. Știu că înainte era ceva mai animalic, acum au redus din animalul din el, l-au făcut mai purtabil, pentru că înainte era purtabil doar de cine iubea genul acela de Musc, dar este absolut demențial, adică acest parfum, dacă nu atrage atenția cu acest parfum, nu știu cu ce atrage atenția. Bine, mai sunt și parfumuri care țipă mult mai rău, acesta nu pot să zic că nu țipă, dar e fin lucrat, e în același timp și delicat cumva, dar își face simțită prezența și credeți-mă, nimeni nu o să zică cu ăsta, a, te-ai dat cu nu știu ce parfum de, nu știu, din Sephora, Douglas, nu știu, unul de acolo? Nu, nu o să zică, o să te întrebe toată lumea cu ce ești dată, cine nu cunoaște parfumurile astea, clar o să fie o reacție acolo primită. Pe lângă Musc, vorbim și de o toncă aici, și de o vanilie, vorbim de ceva condimentat, warm, spicy, genul acela, cu ceva scorțișoară, da, care se simte acolo și merge atât de bine toamna-iarna, deci nu vă pot explica. Nu numai asta, vorbim și de lemn, ceva, parcă santal, detectez eu pe acolo, dar Muscul cu tonca, cu vanilia, cu scorțișoara. Fac acest parfum să fie unul mult iubit și înțeleg de ce. Și da, este scump, dar a meritat fiecare bănuț pentru fiecare picătură de aici, credeți-mă. Când mă dau cu el, îmi dau seama de ce am dat atâția bani pe el. Nu e genul acela în care mă întreb, dar de ce oare am dat eu o mică avere pe el și nu e ce trebuie. Cum am cazuri, am parfumuri scumpe la care mă întreb așa. E, nu e cazul la Musc Ravageur. Bun. Hai să trecem la o cafea. Coffee Addict de la Calotinis. Este beut. Bine, l-am de ceva timp, dar mai am puțin și ajung la jumătatea sticlei și intru în panică că mai trebuie să iau o sticlă, dar nu, n-o să iau decât când... O să mai am foarte puțin. Nu vreau să mă trezesc, n-o să mai am cafeaua asta delicioasă. E cea mai dulce cafea din colecția mea. Dulce, gormandicioasă, delicioasă. N-are treabă cu Acro Wake. Dacă vreți o cafea mai elegantă, cafea în adevăratul sens al cuvântului, cafea mai neagră, mai spicy un pic, mai uscată, mai... Cum am zis, mai neagră în acro. În acesta, în schimb, găsiți o cafea dulce, caramelicioasă, de parcă. Am descris asta lui Raul și descrierea mea de atunci. Dar și acum mă gândesc la același. E ca și când ai fi intrat într-un Starbucks
și Starbucks-ul ar fi explodat. Și acolo s-ar fi făcut numai cafea cu caramel, cu sirop din ăla de caramel de la Starbucks. Și tu tocmai ai ieșit din Starbucks-ul ăla și în urma ta explozie așa de cafea cu caramel și asta de gaj în jurul tău. Da, știu, nu, de unde le scot, nu știu. Nu mă întrebați, nu. Pe moment asta îmi vine și asta este coffee addict. Și da, te dai cu trei pufuri, îl simți toată ziua, îl simți a doua zi, îl simți nenicu de nu mai poți. Și este unul din preferatele mele cu cafea. Nu m-am putut abține, chiar dacă e mai, să zicem, mai de iarnă, fiind spre partea dulce, dar și toamna merge bine de tot. Adică, știți, cafeaua, tutunul, să fim serioși, merg toamna bine de tot. Hai să punem la loc și să vedem ce mai avem aici. O veche iubire de-a mea, dar îl foloseam mai mult iarna. Acum am zis, dar cine mă obligă să-l folosesc iarna? Adică nu mă obligă nimeni, mă oblig singură, ce fac. Dacă am chef să-l port, îl port. Și aici vorbim de Lolita Land. Această, tot așa, gurmandicioasă vanilie, mai fină, cu ceva portocale, piersici pe acolo. Eu simt, să zicem, o coajă de portocală. Dar știu că are piersici, știu că are o notă de Bellini foarte interesantă, băutura aceea, cocktailul acela. Și e exemplar făcut acest parfum pentru un parfum de designer. Bine, e făcut de Francis. Se vede, se simte. Și ce pot să zic? Pentru prețul pe care încă îl mai are și încă se mai găsește. Am uitat eu în panică că nu s-ar mai găsi, dar nu știu pentru cât timp. Adică zvonurile ar fi că în curând va zbura. Oricum ăsta înainte era de găsit și în magazine de mirosit, acum văd că nu mai e, decât online. Vă las eu câteva link-uri, l-am văzut parcă la makeup.ro, dacă nu mă înșel. Oricum vă uitați în descriere și vedeți acolo. V-am zis că ăsta pe mine mă duce cu gândul la crotoș colat, pe unii cu gândul la cozonac sau ceva prăjiturele, da. Dar pe mine e strig la crotoș colat cu acela cald și cu coajă de portocal. Și mă duce cu gândul la sărbători, masa de sărbători, clar. Pe acesta l-aș purta. Mi se pare că e foarte potrivit pentru genul acela de sărbătoare de iarnă, cumva. Și e foarte cald și el pe partea gurmandă, dulce, deci dacă vă plac genul acesta cu multă vanilie, să-l luați pe Lolita Land, să-l încercați, pentru că eu nu cred că veți regreta și dacă nu vă place, sigur găsiți. Cui să-l dați mai departe, eventual, eu zic că e pe placul multora. Acum s-ar putea unele persoane care nu sunt cu gurmandele cu duri să nu suporte, deci dacă vă știți că nu sunteți cu genul ăsta de piersică dulce cu multă vanilie și așa mai departe, poate e bine să-l evitați pe acesta. Are și ceva, pentru că este Lolita Lempica. Are și ceva lemn dulce, dar nu e ca în Lolita Lempica, Lolita Lempica aceea, cel măr. Pentru că pe mine m-ar supăra, nu am o relație prea bună cu lemnul dulce, licorice acela, și în acesta nu se simte atât de mult. Hai să ce mai luat. Alt parfum pe care eu îl includ tot pe lângă fev și musc ravager, nu că ar semăna, dar sunt cumva în aceeași direcție. În sensul că sunt foarte sexy, nu e ușor să treci peste mirosul ăsta și e un miros care te dă pe spate. Eu l-am mirosit prima oară, doamne, a fost cu de fudră, a fost și acum mai este. Dragoste la prima vedere, l-am primit cadou, vă dați seama, l-am primit cadou de la o bună prietenă care se uită. Hello! Cred că se uită, sper că te uiți, eu așa știu că se uită. Și care sper că e bine acum. Mai vorbesc cu ea în privat și mi-a povestit aventurile ei și cum s-a dus și a mirosit parfumuri și e foarte plăcut să discuți cu o persoană care chiar are idee despre foarte multe parfumuri și a testat foarte mult și da, mi-a făcut o deosebită surpriză și mi-a trimis acest Palo Santo la 100 de mililitri, deci nu e varianta mică, vai de cap. Tot de la ea l-am testat și când l-am testat, pus cu fulgerături, cu zici că m-a trăznit ceva, adică
Este atât de delicios acest parfum. Dar în același timp nu e doar delicios, nu e doar dulce, nu e o bombă dulce și atât, în niciun caz. Este mult lemn aici, dacă nu mă șel, e lemn de santal, lemn de coaiac, încă un lemn. Avem și boabe, tonka, avem rom și lapte. Două note rom cu lapte. De ce ar merge astea două? Da, uite că merg. Ci și lactonic, acel rom, te dă peste cap, te surprinde. Nu e ceva la care să te aștepți. Nu e nici prea dulce, dar nu e nici prea, prea feminin, să zici că e destinat doar cucoanelor, să zic așa. Nu, în niciun caz. Poate purta cu succes și un bărbat, dar și pe femeie miroase demențial acest Palo Santo. Când te dai cu el, rămâne pe piele, cel puțin pe mine. Știu că am întâlnit câteva păreri, acesta n-ar rezista, dar pe mine rezistă bine de tot. Aproape toată ziulica, deci l-am simțit de dimineață până seara, dacă îl dai și pe haine, e acolo, rămâne cu voi. O altă dragoste de-a mea veche, nu o să vorbesc foarte mult că v-am împuiat capul cu gherla. Vorbim de Angelique Noir. Nimic nu e ca Angelique Noir. Niciun parfum. Am întâlnit parfumuri asemănătoare. Că m-ați întrebat și în comentarii dacă am să vă recomand unul asemănător cu Angelique Noir, pentru că, într-adevăr, este scump. Dacă luați acum varianta în sticlă nouă apărută, vă duce la un 200 minim de euro. Cred că se duce pe la 300, dacă luați. Depinde de unde luați, dar... Angelique Noir în sticlă nouă. În sticlă veche, papa, nu cred că mai prindeți decât printr-o minune și dacă cumva prindeți, nu ratați. Dacă cumva găsiți sticla veche, să știți că e foarte căutată și e formula un pic mai bună, în sensul că e formula aceea mai veche, mai puternică, mai deep, mai tot ce trebuie. Au cam modificat-o în varianta nouă, nu foarte mult. Guerlain nu face chiar așa, nu le pocește în halul ăla, dar da, e umblat la el. În sticlă nouă mă refer la formulă. E o vanilie atât de elegantă, dar în același timp nu e nici gurmandă. Știți că sunt două tipuri de vanilie pentru mine. Aceea de prăjituri, cum e Lyra, și vanilia care este de parfumerie, să zic așa. Adică vanilia care poate nu e pe gustul tuturor. Nu e vanilia aia cu care sunteți voi obișnuiți. Adică de când sunteți mici, probabil că ați mirosit mai degrabă cum făcea mama o prăjitură, un tort, ceva. Esența aceea de vanilie. E bine, aici nu e chiar esența de prăjitură. Eu nu simt această vanilie ca o vanilie prăjituroasă. Mulți zic că nu suportă în acesta verdeața. Înțeleg de unde vine verdeața, pentru că are angelică, care e o notă mai verde, dar nu e chiar vanilia aia verde cum e în anii. Bine, în anii, nișane, anii, este o vanilie mai verde și condimentată în același timp, care și ghimbir. Aceasta nu e chiar condimentată, cu toate că e ceva piperat acolo, dar este, nu știu... Eleganța Guerlain într-o sticlă. Asta pot să vă zic despre Angelique Noir. Și cred că este, pe lângă Insolence, care e declarat preferatul meu, acesta este my baby, e sufletul meu, de-aia țin la sticla asta ca la ochii din cap și mă dau destul de, nu rar, dar când mă dau nu exagerez, că nu vreau să o termin. Toate că... Uitați câte repede s-a dus în jos. Era plină. Cred că lipsea un mililitru sau ceva de genul ăsta, pentru că nu vin ele chiar pline până sus. Dar se duce în jos și mi-e frică. Pentru că nu știu dacă o să mai iau o sticlă mare din aceea nouă. Poate dacă mi-e destul de dor de miros o să-mi iau, dar când se va termina o să fie o zi tristă pentru mine. Când voi termina această sticlă de Angelique Noir. Și aici mai avem o altă obsesie de-a mea, pentru că în ultima perioadă am obsesie cu parfumurile care miros a cacao, cacao cu lapte, a lapte, a lapte cu vanilie, a lapte cu biscuiți, a pudră de bebeluși,
înțelegeți, cred, de ce, sau nu știu, am eu obsesie acum, e o perioadă. Și întind mâna către Soriso de la parfumul Roma, care miroase a cea mai bujii, ciocolată cu lapte, cacao cu lapte, Nesquik cu lapte, dar Nesquik din acela scump, cum să vă zic. Este o asociere pe care o fac eu aici, nu știu, numai eu mă înțeleg, dar vă faceți o idee despre cum miroase acest parfum. Mi se pare foarte vesel, super lactonic și, într-adevăr, ce zice numele, se aduce un zâmbet pe buze. Merge combinat cu alte parfumuri, schimbă foarte mult mirosurile și dacă vreți ceva mai... ușor mai pudrat, dulce, lactonic, să adăugați peste un parfum, eu știu, care este lemnos, mai spicy. Eu zic că ar merge foarte bine, dar tot așa pe bază de vanilie să fie. Zic că ar fi o combinație reușită și ar potența acel parfum, pentru că acesta persistă 2 zile pe voi. Dacă nu vă spălați, desigur, 2 zile, dar și când te speli s-ar putea să mai simți acolo. Și nu are foarte multe note complicate, vanilie, ciocolată, cacao, ceva, eu simt note lactonice, dar eu știu, poate le simt doar eu, pudrate un pic, e pudrățel, adică nu e atât de, să zicem, atât de dulce încât să nu-l poți suporta, pentru că are aspectul acela pudrat, de pudră de cacao mai mult, amestecată cu lapte și cu ceva lemn în bază. Clar și o vanilie pe acolo, deci v-am zis, de asta merge combinat cu tot așa, cu parfumuri pe bază de vanilie, care poate sunt și mai lemnoase și mai piperate, eu zic că ar fi o combinație foarte reușită. Și acesta ar fi ca bază, l-aș folosi ca bază și apoi aș adăuga peste el alt parfum. Dar și singurel este absolut genial și îmi satisface pofta mea, pofta... dorința asta de a mirosi a ciocolată cu lapte sau orice e legat domeniul ăsta. Tot la capitolul ăsta am revenit la o veche iubire de-a mea, n-am mai arătat parfumul ăsta de mult. Vorbim de Jill Sander Simply. Simply, am și Simply pudre. Nu văd o mare diferență între cele două, deci dacă îl găsiți pe unul, luați-l. Pentru că s-ar putea să nu se mai găsească acesta, din câte am auzit eu. N-am verificat informația, dar dacă e așa, vă las în descriere și o să vă zic ce am descoperit. Dacă îl găsesc undeva, vă las și site-ul și link-ul, dar din câte am auzit, așa ar fi. Și bine că am o sticlă nouă, pentru că am avut o sticlă de 40, asta e o sticlă mai mare, de 60, da. Am avut o sticlă mai mică, parcă de 40 și nu era nici aia plină, că am luat-o la un schimb cu cineva și a fost, cred că, cel mai bun schimb. Pentru că am primit 2 parfumuri pe unul și acela chiar nu rezona cu mine. Și am primit 2 parfumuri care chiar îmi plăceau. Printre care și acest Simply de la Jill Sander, pe care nu-l știam și poate nu-l testam al. Dar ăsta miroase a pudră de bebeluși, a piele de bebeluși, a ce vreți voi pe acolo. Dacă simțiți nevoia, poate... poate eu nu o să mai am nevoie, pentru că o să am 2 bebeluși care o să miroasă așa și o să-i miros pe ei. Dar dacă vreți să mirosiți așa, eu zic că Jill Sander Simply este ce vă trebuie vouă. Nu e un miros care să țipe pe voi, nu e niciun miros care să se țină doar la nivelul pielii. Are o proiecție moderată în jurul vostru, deci nu o să fie la 2 km distanță, dar o să fie un miros plăcut, o să vă dea și vouă o stare de bine. Zic că nu știu cum mă filmez și parcă mă adâncesc și mai mult în canapea asta și mă vedeți că mă scurg așa, m-am îndreptat. Am zis așa, Jill Sander Simply, dar acesta este pudre, mai am varianta pudre intens care are un capac roz. Amândouă sunt cam pe acolo, amândouă sunt pudrate, au heliotrop, au o notă de orez foarte interesantă, care chiar se simte, și o vanilie, deci o vanilie pudrată cu note de orez, cu lapte, eu simt lactonic, simt fix ca o pudră de bebeluș sau pielea unui bebeluș care bea lapte, bea lapte matern, cam așa îmi dă mie acest parfum, îmi dă vibe-urile acelea și este foarte bun, mai ales că te duci la culcare, e ce trebuie, că nu te supără, dar și într-o zi din asta în care nu vrei să miroși neapărat a
ceva foarte, foarte puternic. Doar vrei să miroși plăcut, liniștitor, aproape spre zen. Adică e un parfum care te duce cu gândul la copilărie, la, nu știu, îți dă așa o stare de liniște, de pace interioară, e prea mult spus, dar mă duce acolo, în direcția aia și când simt nevoia de el, o să abuzez de el, că puteți să vă dați mult și bine cu acesta, nu o să supărați pe mine. Și în această direcție, mai am aici două, mai am mirajul, pe care l-am tot folosit, aproape că l-am terminat, această mostră de 7,5. Am un clip special, nu mai insist, cu Miraj și Vioris, parfumuri românești. Mi-au trimis cei de la Miraj acest caramel, care conține caramel, floare de tiare, paciuli, mosc, vanilie, babe tonka. Dar în principiu simțit caramelul și e un caramel pudrat, care pe mine persistă, dar nu țipă. Persistă gen 2 ore să-l simți și voi și cel din jur și pe urmă e devine skin scent. Da, este mai scumpicel, am mai discutat asta, multă lume are o problemă cu asta, se pare, dar este considerat un parfum de nișă românesc și merită să-i dați un nas dacă puteți. Aceste recipiente de 7,5 se găsesc și pe site-ul lor, le puteți comanda. Și mai au un parfum velur care e bărbătesc, dar mirajul acesta caramel care e destinat femeilor e exact ce-mi trebuie mie acum la iubirea mea cu caramelicioase, lactonice, cu cacao, cu ciocolată, gen pe acolo. E fix ce trebuie și probabil că în luna noiembrie am un plan să-l adaug și pe el în colecție, în variantă mare, pentru că mai am puțin și termin. Dar, în aceeași direcție, am mai luat eu un parfum de la cei de la Chabot. Cred că așa se pronunță. Ăsta e numele. Chabot. De mult îl vreau, pentru că l-am testat, aveam o mostră mică, l-am testat și m-am îndrăgostit de el. L-am comandat, a venit din Franța, prin poșta franceză, în 2 săptămâni, ok. O să-l includ în haul-ul următor, nu vorbesc acum despre el, dar ei mi-au mai trimis aceste două mostre. Aveam și o mostră fix la fel pentru parfumul pe care l-am cumpărat. Ei mi-au mai trimis lait de vanilie și lait de ciocolat. Lait e ciocolat, adică lapte și ciocolată și lapte de vanilie. Ambele sunt geniale, adică mai ales lapte cu ciocolată, e fix ce zice numele. Lapte cu ciocolată. Nu ai cum să confunzi acest miros. Și lapte de vanilie este vanilia aceea prăjituroasă, într-adevăr, dar cu mai multă parte lactonică și sunt foarte plăcute amândouă și acum mă gândesc de ce m-a stentat că aș mai vrea să comand măcar le ciocolată sau și le de vanilie, nu știu care, aș mai comanda, dar nu cred că mă opresc aici totuși. Chabot, firmă franțuzească de nișă din câte știu, dar s-ar putea să greșesc. Și da, are niște parfumuri deosebite. O să vă vorbesc mai mult în haul când vă prezint parfumul cel mare. Are tot ceva cu lapte. Și ca ultim parfum este Yves Saint Laurent Libre Le Parfum, care este preferatul meu mai degrabă spre iarnă sau când se răcește vremea. Pentru că îmi place să folosesc și Libre clasic toamna, pentru că are mai multă lavandă și eu simt nevoia cumva de lavandă toamna, primăvara, atunci simt nevoia să introduc parfumurile astea. Dar acesta nu numai că are lavandă, are multă vanilie, cam în aceeași măsură, dar asta îmi place mai mult decât, știu că unele preferați vanilia aia în cantități industriale și foarte dulce din Libre Intens, eu nu sunt genul și când am văzut că în acesta au respectat Libre original și au băgat și lavanda, au mai pus acolo un șofran foarte interesant, un ghimbir. Pentru unii s-ar putea să fie prea mult, pentru că este unul dintre cele mai puternice după mine. Și Libre Intens miroase mult și bine, dar acesta ține o grămadă de timp și este un Libre la puterea N. Cum zic eu despre Alien și Alien Essence Absolue, că Alien Essence Absolue e Alien la puterea N, cam așa zic despre acesta cu Libre. Și cu asta am terminat capitolul parfumuri.
iau repede astea, care înseamnă make-up și un pic de skincare și ce mi-a mai plăcut mie în ultima perioadă. Vă prezint și am terminat cu sac, am lungit clipul. Așa, să vă prezint mai întâi paletele mele preferate de la Natasha Denona. Uitați-vă și voi. Am obsesie, se pare. Pe astea le folosesc cel mai des, că mă tot întrebați cum mă machiez, nu știu ce. Cu astea. Natasha Denona, asta e ultima achiziție. Mini Biba Palette. Nu puteam să nu-mi iau la ce nuanțe are. Sunt nuanțe pe care eu le folosesc foarte des. Preferata mea cred că rămâne totuși Mini Crush. Aceasta pe care l-am luat, nu știu, de Valentine's Day parcă era. Și era și cu oferta cu pensula. Și da, le păstrez în cutii, nu știu de ce, dar așa prefer eu. Și mai am Mini Love. Aceste palete sunt accesibile, mai accesibile ca preț, că sunt scumpe pentru ce sunt, dar sunt unele dintre cele mai bune. Asta cu paleta de la Sephora, Sephora asta cu auriu, nu știu cum se numește, a fost de sărbătorile din anul trecut, parcă de iarnă, atunci am luat-o, nu mai știu, și cu paleta mea ultra preferată, de care m-am înnebunit, Boysenberry Save the Date. Aceea e una din preferatele mele și cele mai folosite. Dar aceasta este perfectă pentru un machiaj de zi. Un machiaj poate de zi și cu tranziție pentru seară, pentru că are și auriul acesta, nu știu dacă se vede, că na, camera mea nu vrea să focuseze. Are un auriu aici, are o nuanță care e foarte bună pentru your skin but better, adică să dați ca bază cumva pentru ploapă, să uniformizați. Și aici e un maroniu pentru dat in the crease, ca să accentuați ochiul, să îl scoateți așa în evidență, și este foarte bună de travel. Deci cu aceasta m-aș duce eu dacă aș vrea să merg undeva și să nu-mi iau cu mine toată casa. Paleta asta e arhi suficientă pentru mine. O paletă de care m-ați tot întrebat, pentru că lumea mă întreabă cu ce sunt dată de I glow, am un glow, am... nu e neapărat de la sarcină, eu nu văd asta. E de la această paletă, cred, de la Essence Glow, Choose Your Glow, care mi se pare cea mai bună paletă de iluminator, că nu venea. Da, mai am problema asta, că nu vine. Și uitați cât am abuzat de ea, mai ales de ăsta din centru, ăsta e cel mai folosit, care se numește Major Glow. Pentru că, na, toate ne dorim Major Glow. Eu cel puțin nu sunt mulțumită până nu beculesc ca un... Nu foarte mult, adică nu exagerez, dau doar pe aici, pic pe arcadă și cam atât. Și nu exagerez cu mult produs, pentru că, da, nu o să fie prea mult. Cam make-up de față avem, e pe terminat, aproape că am stors ultima picătură din el și astăzi sunt dată cu el. Cel mai bun pentru mine, pentru stilul meu de a mă machia, pentru că nu-mi trebuie acoperire, nu vreau mască, în niciun caz nu vreau mască, evit pe cât posibil. Și nu trebuie mască. Chiar dacă am eu un coș, îl acopăr eu altcumva, nu trebuie mască. Și nu trebuie un fond de ten care să-mi suce tenul. Mai ales pe aici, pe la nas, am mari probleme. Și acesta este singurul care nu face probleme, nu mi se face pielea de crocodil, cum zic eu. Bourjois Healthy Mixed se numește, în varianta, stați. N51, dacă vreți să vă... Luați fix varianta asta, pentru că e fix nuanța pielii mele. Nu există mai deschis, mai închis, nu suport genul acela. Eu vreau să-mi nimerez nuanța la fix și cu ăsta mi-am nimerit. Și ca concealer pentru coșuri, imperfecțiuni și așa mai departe și iluminează sub ochi, avem Liquid Camouflage de la Catrice. E noua mea dragoste. Știți că eram cu acela cu burețel de la Maybelline, Instant Age Eraser, parcă așa se numește, dar acum m-am dat pe acest High Coverage Concealer cu 12 ore de durabilitate, non-transfer waterproof. Nu știu ce să zic, non-transfer waterproof. Stau machiată câteva ore, nu stau cu zilele în niciun caz, adică de ce aș vrea 12 ore? 12 ore e cam mult, totuși, cât să stai machiată? În fin. Dar da, persistă pe mine și nu se strânge sub ochi, nu face pielea foarte uscată, din nou, am o problemă aici. Și la capitolul rimel, my favorite, Lash Princess de la Essence, da? Nu există alt rimel. Mai am eu
preferate, dar acesta cu MOV, care e sculpted volume, pentru volum mie îmi trebuie în principiu, nu pentru alungire, e preferatul meu, dar îmi plac și celelalte, roz, mai este unul turcoaz, așa. Stați așa, că am trecut la rujuri, dar... Acesta l-am mai descoperit vara asta și mi-a plăcut că l-am folosit ceva vara asta, vedeți? Acest True Match Nude de la L'Oreal Plumping Tinted Serum. Adică e un ser cu acid hialuronic, are 1% de fapt ser, dar el e de fapt un tinted moisturizer, adică o cremă de față ceva mai hidratată cu o picătură de culoare și în cazul ăsta are și 1% acid hialuronic. În varianta 0,52 Very Light mi-am luat eu și am folosit-o vara asta și am fost mulțumită cu ea. În sensul că în momentele în care... Ai, focusează, te rog, eu fac. În momentele în care nu doream să-mi aplic fond de ten, dar doream o acoperire acolo cât de cât, pentru că nu acoperă foarte mult, îl puneam pe acesta și mă simțeam foarte bine cu el, nu mi-o scap fața și așa mai departe și chiar l-am folosit, sunt mândră de mine. Ce mai am aici? Astăzi că eu le pun tot aici și pe urmă mă încurc în ele. O secundă să le scot de aici, dacă tot așa. Mai am rujuri, 3 rujuri. În caz că vreți să știți cu ce sunt dat acum, pe buze. Sunt cu acesta de la Essence. M-ați mai întrebat în nenumerate clipuri. Și acesta chiar a ieșit în discuție de multe ori. E un ruj de la Essence care nu cred că se mai găsește. L-am găsit la... În DM, acum ceva timp, Ultra Last Instant Color 16. Cam asta e culoarea, da, nu știu dacă focusează, dar nu știu dacă se mai găsește, cam asta e ce e pe buzele mele, e un fel de roșu de toamnă, așa, foarte drăguț, nu e foarte roșu, e mai mult un roșu închis, am unul care e un roz mat, cu tente de roz, dar nu e. E Your Lips But Better gen, dar mai mult spre rozaliu mat. Tot așa m-ați întrebat asta vară. Cu ce sunt dată? Că pare foarte natural, dar în același timp e frumos. Și v-am tot răspuns că este acesta, Essence, tot de la Essence. Un lipstick care mie mi-a venit în calendarul advent de anul trecut, da. Și nu știu să vă spun culoarea, pentru că nu are nicio culoare. Dar arată așa. Și nu cred că se mai găsește de cumpărat, că știu că acestea din calendarele Advent, cumva numai acolo le găseați. Un ruj care pe mine m-a surprins este acesta. Mic de la YSL. Da, YSL. Nu n-am dat bani pe el, mi-a venit gratis de la Notino, împreună cu altele, când am luat cele două parfumuri YSL, unul pentru voi, unul pentru mine. Avea o ofertă, dacă consumai mai mult de 350 de lei, adică cheltuiai pe produse YSL, îți veneau acasă niște produse mișto de la YSL. Pe care și un ruj. Eu am crezut că e mare. Nu, mi-a venit un umiditel, dar e ok, e ok, la cât folosesc eu ruj. Și e o nuanță de... Să încerc să dau swatch, dar nu știu dacă se va vedea ceva în lumina asta. E o nuanță de Your Lips But Better, un pic mai spre piersiciu după mine, dar foarte puțin. Dar e fix ce căutam, gen, băi, nu vrei să pară că te-ai dat cu ruj, dar nici să n-ai buze din alea albicioase de mort, cum zic eu. Și atunci îți dă un pic de culoare, dar suficient să-ți pară că sunt ale tale, naturale, așa. Și da, e foarte bun, hidratant, nu e din acela care rezistă 100 de ani pe buze, dar rezistă și acesta și îmi place. Îmi place cum se simte pe buze, se vede calitatea lui. Ce mai am aici? Mai am la capitolul piele, cred. La capitolul piele am așa. Am ce folosesc acum, ca emulsie, moisturizer, cremă de față. Folosesc acest la neș, primit de buna mea prietenă, Oana. Hello! Da, îl folosesc și îmi place și cred că l-am consumat cam atâta din el. Deja, ceea ce pentru mine e mult. Și tot de la Laneige, pentru că am primit un set, folosesc și această mască, Water Sleeping Mask, e mititică, da, îți ajunge mult timp, pentru că o aplici direct pe față, îți dă un boost de hidratare, noaptea merge, de exemplu, să o aplici înainte să te culci,
și nu o dai jos. Adică e o mască pe care o lași. Ceea ce mie îmi convine foarte mult. E ca o cremă, mai că o lași acolo. Nu trebuie să o speli, nu trebuie să o... Nu-mi plac măștile din acelea lichide, îmi plac măștile gen șervețel, v-am mai spus eu. Și dar aceasta este o mască pe care o aplic. Și ca o cremă de ochi, clasicul Kiehl's Creamy Eye Treatment cu avocado. Aceasta mititică, mititică, dar rezistă ceva timp, pentru că nu te dai mult sub ochi. Bine, mai am puțin și o termin. Culmea, mai am puțin. Intru în panică. Cred că o să-mi iau la un moment dat de la Kiehl's, când o termin pe aceasta, și crema lor de iarnă, aceea cu ambalaj alb, mereu uit. O să vă pun o poză. Cred că o să o iau și pe aceea. Și mai iau o cremă pentru ochi cu avocado. Ce mai am eu aici? Mai am pentru față acest reset de la PSA. PSA. N-am auzit de această firmă. De curând am auzit de ea. Și căutam în sarcină să-mi aplic chestii mai naturale, mai ok. Acesta are acai și manuka honey. Cam atât. Deci este ce este. Este de fapt pentru curățare zilnică tenului, dar și pentru o curățare mai intensă dacă o lași mai mult pe piele. Se zice după ce, mă rog, te-ai demachiat pentru un ultim pas de curățare, o lași un pic mai mult. Și ce conține? Conține, ce v-am zis, miere de manuka, care e o miere scumpă din câte știu, și acest extract de acai, care sunt niște fructe, sau acai, nu știu. Scrie made in USA. Ok. Și mie îmi place că nu mi-o sucă tenul. Nu e genul acela de te curăță pe față, dar îți lasă fața ca un deșert. În niciun caz, aproape că nu mai trebuie să te dai cu cremă, da, te dai cu cremă, că n-ai cum. Și nu face o spumă prea... Mie îmi plac alea care fac spumă, nu face o spumă, dar e atât de soft, catifelat. Când te speli, e o experiență plăcută și mă spăl din când în când cu el. Nu e ce folosesc zilnic, dar când am nevoie de ceva care îmi curăță fața, dar nu mi-o usucă, mă duc spre el și cam așa arată. Am folosit ceva din el, o să-l recumpăr clar, pentru că mi-a plăcut. Nu are prostii, v-am zis. Încerc să-mi dau seama ce are. Ah, ok, are acai, extract de rodie, miere de manuka, iaurt și ulei de sâmbure de struguri. Da, deci cam asta conține, ce mi se pare foarte, foarte ok, că e ingrediente și chiar simțiți pe față. Altceva pe care mai mult îl folosesc în sarcină, pentru că nu luam eu așa ceva dacă nu era sarcina. De la Omia, aceste produse, făcute în România, scumpicele, dar bune, mai ales pentru burtică, pentru a te freca cu ele pe burtică, avem un unt și un ulei. Prefer uleiul. Untul e cam prea gros pentru mine, dar ambele miros genial, genial. Miros așa a cocos, ceva foarte delicios. Acesta chiar arată ca un unt de cocos. Dar știu că mai are și ulei de migdale, multe chestii foarte naturale, nimic nenatural aici. Asta și am căutat, că în sarcină nu prea bagi chestii nenaturale în tine. Vorbim aici de cocos, ulei de cocos, ceară organică de albine, ulei de migdale dulci, ulei de așa, vitamina E, tot felul de uleiuri. Și uleiul ăsta îmi convine mai mult, m-am zis, se întinde mai bine. Nu-mi plac smacurile foarte groase și acesta este chiar un unt. Și nu-mi place mie textura atât de mult ca la ulei. Uleiul e gen muscat, intră repede în piele și ăsta intră repede în piele body butter-ul, dar îl dau, simt nevoia de o extra hidratare, schimb, folosesc uleiul și mai am. Încă am luat un bundle, dacă și găsesc, desigur. Parcă nu l-am aici, dar am și pentru buze un recipient din acela de iei tot cu degetul și te aplici. Asta nu-mi convine, aș vrea să nu fie așa. Aș vrea să fie în tub frumos. Nu îmi place să aplic eu cu degetul, nu știu ce. Dar miroase delicios, miroase a
ceva cocos cu cacao, e foarte bun și îmi hidratează foarte intens buzele și sunt mulțumită. Și nu face efectul ăla de vreau să mă hidratez și mai mult, adică știți, e un efect acolo. Și da, expiră în 2023. Acestea trebuie ținute undeva la rece dacă temperatura depășește, dacă nu mă înșel, 24-25 de grade. Nu e cazul acum, pentru că s-a mai răcit, dar vara ar trebui ținute, cred că, la frigider acestea două. Și da, sunt bune, mai ales în sarcină, dar cred că le voi folosi și după, pentru că nu mă oprește nimeni. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Hai că m-am lungit, dacă e peste o oră, nu știu ce mă fac. V-am lăsat, v-am pupat, sper să aveți o săptămână bună și ne vedem la următorul clip. Ciao, ciao!